mai multe localități de la sud de Cernavodă, dar și din Bulgaria au rămas fără curent electric. Polițiștii au fost sesizați că trei stâlpi s-au prăbușit la pământ și au rupt și cablurile pe magistrala transelectrică. Linia întreruptă de 400 kV Stupina-Varna, linia asta care merge internațional în Bulgaria. Și au fost sustrase elemente de susținere de la stâlpi. Indivizii au furat elementele de susținere a unor stâlpi metalici și au tăiat curentul de la Cernavodă până la Varna. S-a furat 6 peni și 2 butuci. Pentru 50 de kilograme de fier au răstumat 3 stâlpi. Linia de înaltă tensiune face parte din magistrala europeană care transferă energie între România și Bulgaria. Ca soluție provizorie, cei de la Enel au activat o linie secundară pentru a alimenta cu electricitate localitățile constanțene afectate de furt. Lucrarea de repunere pe picioare a stâlpilor presupune muncă titanică și săptămâni întregi de chin. Acestea sunt ancorele pe care vreau să vi le arăt. Piesele sunt pene de ancore. Aceste piese au fost sustrase, după cum vedeți aici lipsește. Sunt sustrase de la cei trei stâlpi, circa 15 piese pene de ancore și 2 butuci. Fără aceste piese, stâlpii nu pot sta în echilibru și din cauza asta, fiind slăbite, s-au prăbușit. Doar una dintre componente cântărește aproape jumătate de tonă. Autoritățile sunt în alertă pentru a lua urma hoților și a recupera prejudiciul. Polițiștii au stabilit că de la baza acestor stâlpi au fost sustrase componentele metalice de susținere. La acest moment, polițiștii desfășoară activități de investigare în vederea identificării autorilor și tragerii acestora la răspundere penală. Energia electrică ce tranzitează linia de înaltă tensiune a fost trecută temporar pe o linie secundară, dar asta face ca sistemul să fie mai nesigur, iar cu fiecare zi pierderile sunt din ce în ce mai mari.